Bună dimineața, dragii mei, de aici, din platoul Dale Dimineții. O zi frumoasă de toamnă, pentru că încă suntem în toamnă. Suntem în postul Crăciunului, suntem aproape de sărbătorile de iarnă, dar încă este toamnă. Și vremea ține cu noi, n-a fost foarte rece în această dimineață. Temperaturile parcă rămân așa prietenoase cu facturile noastre la gaz și la curent, dar rămân prietenoase și cu sufletele noastre. Atunci când afară nu e chiar frig, ger și nu bate vântul ăla în care să ne înghețe năsucul, mai sperăm încă la zile frumoase cu soare, dar putem să avem soare în suflet, putem să avem căldură sufletească, să dăm și celor din jurul nostru, putem să iubim necondiționat, credeți? Iubiți necondiționat? Nu aveți niciodată pretenții de la cei de lângă dumneavoastră? Nu știu dacă putem să spunem că iubim necondiționat noi oamenii. Știu că mereu avem așteptări noi, oamenii, de la oameni. Și mă tot gândesc că există oameni care au găsit acea legătură deosebită între un om și un animal. Acolo oare există iubire necondiționată? Noi oamenii avem darul vorbei. Ne scrie mesaje, vorbim în fiecare zi și nu reușim să transmitem ceea ce ne dorim de fapt de la cel de lângă noi. Dar eu am întâlnit un om care vorbește cu animalele. Eu sunt tare curioasă cum reușește să transmită acelui animăluț ce își dorește de la el de fapt. Cum reușesc acești oameni, care eu cred că sunt deosebiți și înzestrați cu ceva talente deosebite, vom afla împreună în această dimineață, să ajungă la inima acelui animal și animalul să nu-i poată răspunde cu vorba, dar îi răspunde cu fapta. Și vom vedea în această dimineață cum face Grațian Dâncșorean să ajungă la inima cățeilor. Bună dimineața, Grațian! Bună dimineața, Ioana! Și îți mulțumesc că ai acceptat să vii alături de mine atât de dimineață, aici, în direct, la Dale Dimineții, să povestim, în primul rând, despre iubire necondiționată. O să povestim și despre dăruirea ta față de oameni, că e clar că o faci față de oameni, așa cum eu te cunosc, și prin prisma meseriei, noi dormim mai liniștiți pentru că tu îți faci meseria bine, dar vreau să aducem în atenția celor de acasă cum ai găsit legătura pe care noi oamenii n-o găsim între noi, tu ai găsit-o între tine și niște căței. Doi căței. Am aflat că-s doi sunt în dimineața asta. Eu am crezut că e doar unul, dar de fapt sunt doi. Doi căței, da. În ultimul timp lumea îl cunoaște pe Rocky, pentru că evenimentele din ultimul timp au fost legate de el. Din cauza că celălalt câine al meu, un ciobănesc belgian Malinois, a împlinit de curând 12 ani și jumătate și nu mai lucrez cu el căutare salvare, pentru că nu mai corespunde din punct de vedere al rezistenței fizice. El și-ar dori să lucreze, pentru că îl iau pe Rocky din țarc să merge să lucrăm și Diamond, celălalt câine, ar vrea și el să plece cu noi. Am o întrebare așa de la prima ora dimineții sau mai mult o părere pe care tu poți să mi-o confirmi sau să mi-o infirmi. Se spune că omul e stăpânul animalului. Nu știu dacă e corect spus. Da, e corect. E corect din punct de vedere legislativ. Pentru că tot bătrânii ne-au învățat că un animal nu rămâne lângă un om. Acum, dacă nu vrea. Din punct de vedere legislativ, nu pot să-ți confirm lucrul ăsta. Dar din punct de vedere a ierarhiei câinilor, ca să nu zicem tuturor animalelor, din punct de vedere al ierarhiei câinilor, ei trebuie să aibă un stăpân. Trăind în haită, trebuie să fie coordonați de către cineva. Că altfel își părăsesc haita și caută
pe cineva care se coordoneze. Și atunci nu mai este relație între stăpân și câinele respectiv. Noi îi considerăm prieteni. Noi îi considerăm prieteni. Da. Așa mi-aș dori să cred că oamenii consideră animalele, că nu vorbim doar despre câini, vorbim despre tot felul de animale. Pentru că noi, oamenii, ne luăm un animal de companie, să spunem așa, exact. Și avem pretenții de la acel animăluț să facă ce noi nu suntem în stare să facem pentru cei de lângă noi. Eu mă uit mereu la iubitorii de animale că le oferă acestora un respect deosebit. Da, așa este. Și noi le oferim câinilor, animalelor cu care noi lucrăm în asociație un respect deosebit, dar trebuie oferit atât timp cât ei au nevoie de el, nu peste măsură. Părerea mea. Vă spun doar din părerea mea, pentru că câinii trăind în haită, ei au nevoie de un respect până la nivelul în care și ei trebuie să respecte la rândul lor. Iar dacă noi nu le impunem această situație sau nu le creăm această situație în care și ei să aibă nevoie să respecte, o să devină ei stăpânii haitei și nu vă doriți lucrul ăsta. E foarte subțire, ca și în realitatea umană, să spunem așa, de zi cu zi, e foarte subțire acea linie. Foarte subțire, da. Și trebuie gestionată foarte bine, da. Așa este. Cum reușește un om să se impună? Care ar fi primul pas pe care ar trebui să-l facă un om într-o relație cu un câine să-i câștige respectul? Sfatul meu, înainte de a-și lua animalul, ar trebui să studieze și să învețe ce înseamnă angajamentul de a avea un câine. Și apoi să-și ia un câine. Există un angajament? Bineînțeles. Cu câinele ăla o să trăiești 15, 16, 20 de ani. Nu e un obiect pe care îl cumpăr. E un cadou de Crăciun. Acum, aici vreau să zic. E un cadou de Crăciun. E un cadou de Crăciun, dar care va dăinui atât timp cât el va trăi. Acel cadou va exista. Nu se strică ca o jucărie la un anumit punct. Aici vreau să ajung. El se va strica și o să devină o jucărie incomodă în momentul în care nu știi să gestionezi situația sau relația cu el, împreună cu el. Copiii spun mereu, îmi doresc un cățel, îmi doresc o pisică. Părinții cumva fac acel compromis, dragii mei, și cumpără acel animăluț și îl oferă cadou. E foarte drăguț, da, să oferi. Da, și un lucru foarte bun, da. Mai ales dacă le iau de la un adăpost. Sau îl cumpără dintr-o canisă care are referințe din punct de vedere al sănătății câinelui și al genealogiei. Da, este cel mai recomandat lucru. Am făcut primii pași, dragii mei, până la sfârșit eu sper să aflăm totuși dacă există o legătură specială, pentru că eu am așa o întrebare. De ce ne iubesc animalele pe noi oamenii? Pentru că noi oamenii nu suntem așa buni toți și nu tot timpul. De ce ne iubesc animalele? Deoarece ele așa sunt create, să-și iubească stăpânul. Iar ele, luându-le de mici și avându-le de mici în grija noastră, ele speră ca noi să fim conducătorii haitei lor. Și ne iubesc din acest motiv. Prin lucrurile pe care le fac ei, animalele sau câinii, își doresc să-și mulțumească stăpânii prin orice fac. Iar noi, cei care lucrăm cu câini, găsim modalitatea prin care să știm cum să le cerem să ne mulțumească. Și cum găsim modalitatea? Uite, hai să pornim de unde am... Noi am avut o scurtă discuție, nu prea
dezvălui eu din ce vom povesti în emisiune înainte, pentru că invitații în mod general au impresia, pe urmă, ți-am povestit și am zis povestim în emisiune. Eu, de exemplu, te cunosc de câțiva ani buni, am fost vecini, da, 13 ani. Grațian locuiește în acea frumoasă, face parte din acea frumoasă comunitate de la Orăștie, unde eu am mai spus-o și o spun și vă salut, dragii mei, și n-am uitat că m-ați primit cu brațele deschise. Am locuit acolo 24 de ani, în acea frumoasă și cochetă localitate din sufletul Transilvaniei. Am fost vecini. Uite, de exemplu, eu nu am știut cum a luat naștere, cum ți-ai dat seama de dragostea ta pentru animale. De undeva a început toată povestea asta? Pun acum, înainte de a locui în Orăștie, eu m-am născut în Orăștie, dar am locuit o vreme în Orăștie, apoi m-am mutat în Plicaz, de unde sunt, mă trag eu ca neam, de unde sunt părinții. În Plicaz am stat de la casă, iar în curte tot timpul am avut animale. Bunicii și străbunicii mei au crescut animale în curte, în ogradă. De acolo este pasiunea și iubirea asta pentru animale, deoarece și animale eu mă rezum la câini, deoarece tot timpul am avut câine în curte. Iar fiind copil și fiind câine în curte, aveam cu ce mă juca, să zic. Iar apoi, crescând, tot timpul mi-am dorit să am câinele meu, să fiu eu stăpânul unui câine sau ceva de genul atunci, pe vremea aceea. Ulterior, angajându-mă la detașamentul de pompieri Orăștie, lucrând ca și pompieri, am căutat, sunt angajat sau desfășor meseria ca pompier din 2006 și am căutat o modalitate prin care să aduc prietenul meu câinele în această meserie. Nu eu l-am adus, nu eu am inventat lucrul ăsta, doar am căutat posibilitatea și am găsit metoda prin a avea un câine de căutare-salvare, adică câinele meu să-l învăț să caute persoane surprinse sub dărâmături, pierdute în mediul natural, surprinse de avalanșă. Iar prin 2011 am reușit să-mi iau un câine, primul câine ciobănescu belgian Malinois, după 2 ani de studiu în care în acești 2 ani am căutat și am citit despre rasele de câini care mi se potrivește mie cel mai bine. Alegând rasa ciobănesc belgian Malinois, nu am dat greș, dar nici nu recomand oricui să ia această rasă. Este un câine foarte inteligent care necesită foarte mult timp de lucru cu el. Deoarece dacă nu-i oferi acel timp de lucru sau dacă nu-i oferi anumite activități pe care el să le facă, el își face singur activitățile și nu-și dorește să-și facă așa ceva la tine în curte sau în casă. Nici măcar în grădină. Ce poate să facă? Sapă? Caută? Nu neapărat. Poate să devină stăpânul haitei și atunci nu este un lucru bun. Pe lângă faptul că sapă, îți scară tot ce ai de prin curte. La un moment dat am avut o pauză de lucru cu câinii, dar cu câinele, cu Diamond, dar o pauză nu neapărat gestionată. A venit așa, au fost multe activități la serviciu, puteam să merg decât să scot afară din țarc și să-l îngrijesc, dar nu am avut timp să lucrez efectiv cu el și să-i dau de lucru cum era el obișnuit. În țarc are cușcă de lemn, făcută din lemn masiv. Cușca aceea probabil cântărește vreo 30 de kilograme, să zic, 40 probabil, ceva de genul ăsta. Într-o dimineață am găsit cușca mutată din locul ei în cealaltă parte a țarcului. Să cred. Da, deci gândiți-vă câtă treabă au avut câinele de seara, de când am fost eu la el, până dimineața când am mers din nou. Povestind despre Diamond. Despre Diamond, da. În imagini îl avem pe... Acum îl avem pe Rocky. Pe Rocky. Cu fetița mea, cu Maria. Aici suntem la o... Am fost la o demonstrație de curând în Oradea de căutare-salvare și la un exercițiu cu Isu Bihor. Aici suntem în curtea muzeului din Oradea.
diferite activități, în imagini sunt diferite activități cu copiii, gen școală altfel, săptămâna verde, aici am fost la Generală 2, am fost invitat pentru a le povesti copiilor despre câinii de căutare salvare, iar el este Diamond. Și acesta este Rocky. Nu ne dăm seama din imagini, dragii mei, eu m-am uitat ieri după masă la imagini, cunoscându-l foarte bine pe Grațiano, cunosc foarte bine și pe Oana, mai puțin pe Maria, când am văzut-o ultima dată era în cărucior, o salutăm pe Oana în această dimineață și ajungem la Oana. Oana îți împărtășește dragostea de animale? Din fericire, da, îmi împărtășește dragostea și Maria, și fetița, la fel. Iubește câinii extraordinar, doar că relația dintre ei, dintre Maria și cei doi câini, e un pic diferită, deoarece ea îl iubește pe Diamond, ciobănescul belgian, cel bătrân. Diamond nu iubește copiii. Ops. Nu are nicio problemă cu copiii. Dacă copiii merg să se joace cu el, el se joacă cu ei, doar că caută o portiță prin care să poată ieși din situația aia, adică pleacă, efectiv. Cum m-au luat mâna copilul, pac, a plecat. Exact ce spuneam. Nu reacționează niciun fel, n-a reacționat niciodată niciun fel la copii, doar că evită jocul cu copiii. În schimb, ciobănescul german Rocky o iubește maxim pe Maria. Și de câte ori are ocazia, merge să-i arate dragostea lui pentru ea. Gândiți-vă că Rocky este un ciobănesc german provenit din linii vechi de muncă și are în jur de 52 de kilograme. Maria are 20 și ceva de kilograme. Câinele, când își arată afecțiunea, vine la tine, sare, te linge, și de acolo Maria nu îl iubește pe Rocky și atunci relația la noi este un pic complicată. Asta înseamnă, dragii mei, cred, vom trage concluzia înainte de final, iubirea necondiționată. Să găsim acea legătură, să găsim cumva calea de mijloc între a găsi partea de iubire, partea de dragoste, partea de respect. Mie mi se pare că undeva pe linia asta, cea mai mare greutate o ia respectul între relația cu orice animal. În momentul în care îi arăți respect, presupun că primești același lucru înapoi. Exact. Presupun. Exact, așa este, da. În primul rând, înainte de iubire, trebuie să-i arăți respect animalului? Da. Da, se numește respect. Poți să-i spui respect. Nu e același lucru ca un respect pentru o persoană, pentru un om. Dar trebuie să-i arăți respect și animalului, bineînțeles. Cum reușești să vorbești cu un animal când vrei să-i transmiți ceva? Adică unui om e foarte simplu. Folosești 5 cuvinte și te aștepți ca omul să înțeleagă ceea ce tu vrei să transmiți. Cum îi transmiți animalului, cum îi transmiți tu lui Rocky ceva ce îți dorești ca el să facă? Bun, de la început va trebui să găsești o modalitate prin care să mulțumesc sau să recompensezi animalul. Trebuie să găsești inclusiv recompensa pe care animalul și-o dorește. Fie ea mâncare, fie ea jucărie, minge, pungă de plastic, capace de borcan. Sunt unele recompense pe care le folosim în activitatea noastră, pentru că unii dintre câini își doresc unele recompense mai deosebite. Iar în momentul când ai găsit acea recompensă pe care animalul tău sau câinele tău și-o dorește neapărat, următorul pas va trebui să înveți acel animal să învețe. Deci tu trebuie să-l înveți pe el cum să învețe lucruri. El știe să le învețe doar că în felul lor. Și din momentul acela, când el începe să învețe lucruri, adică începe să înțeleagă lucrurile pe care tu îi le ceri, atunci se creează relația și comunicarea cu animalul. Tu trebuie să găsești toate acele elemente, doar că nu le găsești de pe o zi pe alta. Este o muncă de durată. Depinde de tine, ca și experiență, sau ca și
perseverență și depinde de animal ca și linie de muncă, depinde de rasă, depinde de percepția lui. Avem un filmuleț, îl rog pe Rosi, bună dimineața, Rosi, și îți mulțumesc că ești alături de mine, toată echipa e aici, o să-i salut pe rând. Îl rog pe Rosi acum să nu ducem mai departe vorba. Avem un filmuleț despre de antrenament, exercițiu căutare de rămătură, Rocky se numește, ne-a parvenit de la Grațian și te rog, Rosi, să putem să arătăm și celor de acasă cum e recompensat Rocky după ce reușește să găsească o victimă sub dărâmături. Cred că la asta te refereai. Da, bun. E un scurt exercițiu. E un scurt exercițiu. Exercițiul ăsta s-a desfășurat, se desfășoară, să înțelegeți, după câțiva ani. Aici Rocky avea în jur de 7 ani. Deci un animal, ca să-l putem folosi în misiunile de căutare-salvare, trebuie obligatoriu să treacă o perioadă de antrenamente și de exerciții de 2 ani de zile. Minim 2 ani de zile. Minim 2 ani muncești cu un animal ca să poți să... Și asta înseamnă minim 2 ani de zile. Ce înseamnă muncim minim 2 ani? Câte ore pe zi? Nu se rezumă la ore pe zi. Înseamnă o muncă, să zic, săptămânală. 2 ani de zile, o muncă săptămânală, pentru că să poți să lucrezi cu un animal sau cu un câine în misiuni reale, trebuie să te bazezi pe acel câine 100%. Pentru că ideea de a avea un câine sau a crea o echipă de căutare-salvare canină, câinele acela trebuie să elimine forța umană din acea misiune pentru a fi eficient. Iar munca aceasta durează destul de mult. Pe Rocky recompensez cu minge și mâncare. Am văzut în filmuleț. Mâncare? Ce preferă? Care sunt... Asta trebuie să găsești ceva ce îi place lui mult mai mult. Nu înseamnă masa sau mâncarea care o mănâncă el, boabe, grăunțe din astea. Nu, recompensa înseamnă ceva cremvuri, ceva cașcaval, ceva... Și asta pentru Rocky, eu vorbesc în numele lui Rocky, lucrez cu el cu mâncare doar ca să-l învăț exerciții noi. Nu se mai pune problema în momentul de față pentru că el are deja 9 ani. La 9 ani nu mai pierdem timpul să învățăm exerciții noi cu ei. Pentru că, nu că nu ar putea, ar putea. Dar ne concentrăm pe lucru aprofundat în exercițiile de căutare-salvare, adică să eliminăm eventuale obstacole pe care de-a lungul anilor prin antrenamente și misiuni le-a întâlnit sau nu le poate depăși. Acum lucrăm să depășim acele obstacole și aceleași lucruri. Să vă gândiți că lucru în căutare-salvare sau prin lucru în căutare-salvare nu cam prea poți să interzici nimic la câinii aceia. Pentru că ei trebuie să lucreze în tot felul de situații. Dacă lucrăm dacă lucrăm într-o clădire prăbușită, ei întâlnesc acolo și mobilă, întâlnesc și canapea, întâlnesc și frigider, întâlnesc tot felul de lucruri. Iar dacă tu îi ții în casă și nu-i dai voie să urce pe scaun, nu-i dai voie să meargă în canapea, nu-i dai voie în camera aceea, când întâlnește astfel de situații, o să le refuze, posibil, o să le refuze. Și nu o să ai un câine 100% educat pentru căutare-salvare. Deci acel câine sau câinii mei, dacă merg la ei, eu am altfel de echipament când merg să îngrijesc câinii. Adică niște haine, pentru că acei câini când mă duc la ei sar pe mine și nu le pot să le spun, nu săriți. Înțeles, deci educația e un pic diferită, trebuie să-i lași să se întâlnească cu tot felul de situații pentru a putea... Prin orăștie, oamenii acum mă văd și mă știu, iar când se lucrează în orăștie, se renovează străzi, se lucrează la clădiri sau așa mai departe, eu merg cu câinii acolo și fac disciplină sau lucrez cu câinii în preajma utilajelor, deoarece
într-un eveniment neplăcut cum sunt cu tremurele, se lucrează cu foarte multe utilaje grele și se fac foarte multe zgomote. Iar câinii în zgomotele respective trebuie să lucreze. Și atunci trebuie să învățăm cu tot felul de situații. Mergem mai departe imediat, dragii mei, da, nu înainte să ne salutăm. Până Rosi lasă pe Rocky să se mai joace printre dărâmături, eu vreau să-l salut pe domnul Eduard Nicolae Hinț. Bună dimineața, Edi, mulțumim că ești alături de noi. Marcela Homorodean, bună dimineața, mult succes, mama. Mircea Cimporescu, avem musafir din Spania, bună dimineața, Mircea, și vecin, pentru că te salută. Salutări, Grațian, și noi salutăm, îți mulțumim, Mircea. Bună dimineața, mult succes în continuare, ne spune Narcis Iulian Martin. Vă mulțumim, dragii mei, că sunteți alături de noi cam fiecare dimineață. Încă o dată îmi cer iertare pentru cei pe care nu reușesc să-i salut, pentru că nu văd toate comentariile în direct, dar avem un alt pompier, Antonie Andrei, ne zice Neața. Nu greșesc, Neața, așa? Nu greșesc, suntem colegi chiar pe tura de serviciu. Chiar pe tura de serviciu. Da. Nu uităm, dragii mei, anume, am intrat în emisiune fără să-i spun funcția, locul de muncă, pentru că am vrut să îl cunoaștem de fapt pe Grațian, pe omul care face lucrurile diferit, pentru că face lucrurile diferit, e foarte modest. Vă garantez eu că nu are timp liber, am dezvăluit asta, o să vedeți că am și material, că el a fost pompierul anului și o să arătăm. Nu are timp liber, dragii mei, nu știe ce înseamnă aia. Timpul liber înseamnă dragostea pentru aceste două animale, bine, dragostea față de Maria, respectul față de familie, pentru că este soț și tată, respectul față de noi oamenii, în primul rând, pentru că prin meseria lui este mereu acolo la datorie, este de o seriozitate și o spun cu mâna pe suflet, de o seriozitate ieșită din comun, pentru că știu părerea colegilor lui despre el. Plutonier, ajutant șef, șef gardă, intervenție stingere din cadrul detașamentului de pompieri Orăștie, și aici îi salut pe toți prietenii noștri de la pompieri de la Orăștie. Acolo sunt un grup foarte fain, cu oameni faini. Mi-e drag să vă întâlnesc în spatele camerelor de luat vederi, ne întâlnim la diferite evenimente și mă bucură momentul acela când mă întâlnesc cu voi. Sunteți acolo o echipă foarte faină, cu oameni faini, să spunem așa, da, și uniți. Noi spunem că e a doua noastră casă. Toți pompierii cred că spun asta. Da, sunt convins că toți pompierii spun asta, da. În asociație, la Cluj, la asociația în care sunt membru, Câini de Salvare Transilvania, sediul este în Cluj-Napoca, dar noi suntem din toată țara, membrii, avem colegi în toată țara. Este încă un pompier membru în asociație care spune același lucru. Este comandant de echipaj, are un câine cu care lucrează în cadrul asociației Căutare-Salvare și el, tot la fel ca mine, din timpul liber, el a fost una dintre echipele care a participat în Turcia la cutremur. Da. La cutremurul din Turcia, din partea asociației noastre. Și el spune același lucru. Pompierii sunt a doua noastră casă. Pompierii, eu lăcrimez de fiecare dată. Corina, o salut, bună dimineața, Cori, Rosi poate confirma și încă o a prins pe vremuri pe teren. Eu lăcrimez de fiecare dată când îi văd așa în acțiune. De cele mai multe ori am avut parte de lucruri frumoase de la pompieri. Rosi, te rog, pregătești materialul pe care noi l-am avut cu ziua pompierului, dacă poți și l-ai la îndemână, să vedem din curtea. A fost zilele deschise, porțile deschise la pompieri anul acesta. A fost așa o atmosferă foarte faină, mulți copii au venit să vă vadă acolo.
parcă primiți adevărata, nu știu dacă adevărata compensare, recompensare e acea diplomă ce-o primiți, sau cred că acei copii care vin și se uită la voi așa ca la niște minuni, am văzut niște fețe foarte senine în curte acolo la voi. Așa este și în cadrul intervențiilor. Sunt mulți copii și mulți oameni care vin și ne primesc, dar din păcate nu avem timp să le acordăm atât de multă atenție pe cât ar merita. Celor trei colegi, respectiv pompierul anului, paramedicul anului și voluntarul anului, domnul inspector șef al ISU Hunedoara le va acorda diplome de merit. Așadar, pompierul anului 2023 a fost desemnat plutonier ajutant șef Dâncioran Grațian Aurelian din cadrul detașamentului de pompieri Orăștie. În acest an, în data de 24 iulie, un bărbat cu probleme medicale din Costești s-a rătăcit în pădurea din apropierea localității, iar familia acestuia a cerut ajutorul autorităților. La solicitarea ISU Hunedoara, Grațian, cu toate că se afla în timpul liber, a răspuns cu promptitudine cerinței și alături de câinele său și de colegi din cadrul altor structuri ale MAI a început căutarea victimei. După ore de căutări, la temperaturi greu de suportat, când toată lumea a avut nevoie de un răgaz, Grațian a hotărât ca el și Rocky, câinele său antrenat special pentru astfel de misiuni, să continue. Și astfel, bărbatul a fost găsit într-un desiș, epuizat și deshidratat, în imposibilitatea de a se deplasa. Pentru faptul că a demonstrat că este o persoană integră, cu un simț al datoriei extrem de dezvoltat, care a manifestat în toate împrejurările o bună capacitate de comunicare, tact și autocontrol în acțiunile sale, domnului plutonier șef Dâncioran Grațian îi conferim titlul de pompierul anului 2023 și îi adresăm cele mai sincere felicitări. Eu ți-aș adresa cele mai sincere mulțumiri. Da, felicitări, dar cele mai sincere mulțumiri ție și lui Rocky. Da, mulțumim. O să-i transmit și lui Rocky. Te rog, din suflet. Mi-ar fi plăcut să-l avem alături de noi în această dimineață aici în platou. Nu se știe niciodată când o să facem cunoștință cu el. Poate nu-l aducem în platou, dar poate venim noi la... Posibil mutăm platoul la noi. Așa. Mi-ar place să fac o emisiune măcar o rubricuță cu el acolo. Să vedem ce are să de gând... Ce ar vrea el să ne transmită nouă? Este posibilitatea de a face o emisiune. Să explic și cum. Noi de curând am făcut un parteneriat, asociația, prin cei de la, din județul Hunedoara, am făcut un parteneriat de colaborare cu Uzina Mecanică Orăștie, iar dânșii ne-au pus la dispoziție un teren generos în care ne putem construi un teren de căutare în dărâmătură, special pentru câinii de căutare-salvare. La nivelul țării, nu știu să fie un teren de special făcut pentru câini, pentru căutare-salvare în dărâmătură. Antrenamentele pe care le facem pentru câinii de dărâmătură, le facem acolo unde se dărâmă ceva, unde sunt... foste fabrici, foste uzine în care nu se mai desfășoară activitate și în care autoritățile ne dau voie să ne desfășurăm și noi un pic activitatea. Iar după ce reușim să aducem terenul la un anumit nivel în care ne putem antrena sau ne putem desfășura activitatea cu câinii, vă invităm să facem o emisiune acolo despre câini de dărâmătură. Dau din casă. Cei care mă cunosc știu că la un moment dat eu n-am avut o pasiune pentru animale să le cresc în mod deosebit, dar la Orășteara de Jos, vecinii mei și prietenii mei știu că acolo eu am crescut câteva rase de căței. Din întâmplare, dragii mei, pentru că mereu cineva din familie achiziționa un câine care ajungea la Orășteara de Jos. Și da, la un moment dat am avut plăcerea, o perioadă din viață l-am avut alături de noi în familie,
pe Ares, un lup, nu știu dacă era german, nu mă pricep, rămânem doar la rasa lup, să nu facem vreo dar semăna cu Rocky, să știi. Sunt încă prieteni de la Orășteara care cu siguranță își aduc aminte de el. Și știi ce mă impresiona? Când îl scoteam pe câmp, mă ascundeam, nu a avut parte de un dresaj extraordinar sau o chestie wow, doar ce îl creșteam noi în familie, mă căuta, dar cu o disperare. Mi-aduc aminte o fază într-un lan de porumb în care el la un moment dat, acum că povestesc cu tine, într-adevăr, el necunoscând locul, a intrat într-o adevărată disperare că nu mă găsea, da, iar momentul în care m-a găsit a fost așa un moment de bucurie pe care nu-l uiți niciodată. Asta vreau să te întreb acum, înainte să mergem mai departe. Ce simți când salvezi o viață? Pentru că imaginile anterioare ne-au arătat că tu și Rocky ați salvat un om. Erai în timpul liber, puteai să nu răspunzi, puteai să aloci timp familiei, nu știu, puteai să faci orice altceva. Ce noi ceilalți facem de obicei când ne spunem nu vreau să fac aia, vreau să fac ce simt eu. Acum simt să spun nu. Cei care fac voluntariat nu știu aceste... Nu? Nu știu să spună nu. Nu? Pentru că nu este timp nu să spun nu. Nu vă iubiți? Nu aveți iubire de sine? Ba da, dar poate mai puțină decât cea pe care o dăm altora. Nu trăiți după mesajele de pe Facebook cu ne iubim pe noi înșine și... Nu, ne place să le citim, dar nu le punem în practică. Nu le puneți. Nici prin meseria de pompier și nici ca salvator, nu, nu, tu... Meseria de pompier nu este o regulă, dar instinctiv nu-ți dă voie să faci lucrurile astea, să citești mesajele acelea, să le pui în practică. Nu există iubire de sine. Nu. Există, dar într-o anumită măsură. Și probabil pentru ceilalți este mai mare măsura. Înclină în cealaltă parte. Ce simți când salvezi un om? Când salvezi o viață? Fac meseria de meseria de pompier o fac de 17 ani. Au fost foarte multe momente în care și ca pompier am salvat vieți alături de echipa din care am făcut parte, pentru că nu salvez singur o viață. Și acum în misiunea în care am găsit pe bărbatul respectiv ce se rătăcise într-o zonă cu desiș, nu am fost singur. Am fost chiar în momentul în care l-am găsit sau în care ne-am apropiat, Rocky mi-a dat cumva de știre, adică i-am citit semnele că a simțit un miros. Nu am putut să las să-mi confirme victima, deoarece în zona în care noi căutam este o zonă în care pasc niște bivolițe, un grup de bivolițe în zona Costeștiului. Și nu știam sigur dacă el a simțit unul dintre animalele respective sau a simțit omul, pentru că dacă era cazul să alerteze acele bivolițe, ne puteau răni pe noi, pe mine și pe șeful de post din comună cu care eram în echipă în momentul respectiv. Și atunci am ținut câinele lângă mine, am mai înaintat câțiva metri în desiș și am văzut persoana respectivă, persoana care o căutam. Care e sentimentul care te încearcă când vezi că ajungi și găsești? Trebuie să trăiești sentimentul ăsta, nu poți să-l explici. E un sentiment de mulțumire sufletească, așa, nu știu. Este o senzație aparte, da, într-adevăr. Lucrurile astea le-am simțit la începutul meseriei, deoarece făcând meseria, mie îmi place foarte mult meseria de pompier. Ca să o îndeplinești bine sau să o duci la un bun sfârșit, să duci la bun sfârșit toate misiunile, trebuie să ai o pregătire profesională bună. Iar o pregătire profesională bună o faci atât la locul de muncă, cât și prin participarea la diferite cursuri, la diferite stagii, seminarii. Eu am fost persoana care m-am cerut să particip la aceste cursuri.
fiind printre primii care am făcut cursuri de căutare, de prim ajutor, am avut parte de multă activitate pe modulul SMURT, care se înființase odată cu angajarea noastră la pompieri. Iar pe modulul SMURD, după cum bine se știe, în zona noastră, înaintea deschiderii autostrăzii, aveam foarte multe evenimente rutiere, dintre care multe neplăcute. Iar acolo vezi și simți, am trăit acele simțiri pe care, de care tu mă întrebi, le-am trăit atunci în momentele respective. Iar acum, da, și acum, după atâția ani de muncă, încă le mai simți, dar nu sunt așa profunde ca la început. Dar le simți, se simt, e o împlinire sufletească. E o încununare a ceea ce lucrezi în timpul liber. Decât în meseria voastră, eu v-am văzut și la Terpena, am prins acel eveniment care ne-a dărâmat viața, încă o dată condoleanțe familiei, cunoaștem ce s-a întâmplat atunci, ați trecut prin momente foarte critice. A fost chiar primul echipaj care a ajuns acolo, știu. Eram în tura de serviciu. Știu. Știu pentru că eram acolo, inconștienți, dragii mei, pentru că am dat dovadă de inconștiență. Privind lucrurile în urmă, realizez că am fost inconștienți, nu ne-am dat seama în momentele acelea de gravitatea situației noi, nu înțelegeam pe ei, dar voi ați reacționat într-un mod care ne-a șocat. Ați știut parcă din primele minute ce urma să se întâmple, dovada a fost că ați cerut ajutor, pe mine aia m-a impresionat, mi-am dat seama de gravitatea situației în momentul în care voi ați cerut ajutor. Deja ați înțeles că curajul vostru nu e suficient și că aveți nevoie de ajutor. Da, de... Hotărârea s-ar fi putut transforma într-o catastrofă dacă voi nu ați fi recunoscut în momentele alea că aveți nevoie de ajutor. Da, sunt obiective în raionul de intervenție care, adică de fapt cunoaștem toate obiectivele, dar sunt obiective cu un grad ridicat de risc și acelea le tratăm cu maximă seriozitate și am știut de la început că din momentul când am plecat din unitate am știut că avem nevoie de ajutor și am solicitat ajutor. Dar n-am știut cam în ce măsură se desfășoară acel eveniment până ce am ajuns acolo și în consecință am acționat în defensiv pentru că era un obiectiv cu un grad foarte mare de risc. E drept clar. Dovadă din partea celor implicați în misiunea de stingere, nu am avut nicio victimă. Da. A fost, din păcate, o singură victimă. Da. A fost o probabil, și nu știu, și n-am urmărit cazul, dar mai în profunzime, nu știu ce s-a mai întâmplat, a fost probabil, așa a fost să fie, acolo a fost să se termine, mergem mai departe în viață, trebuie să găsim puterea și asta vreau să aducem, pentru asta am adus vorba. Găsiți puterea să mergeți mai departe, chiar și atunci când ai un accident, victima nu mai trăiește, te întâlnești cu moartea foarte des și e următoarea întrebare. Cum reușește un pompier să găsească puterea, și nu pompier, că și aici intră și jandarmi și cei de la SMURD, cum găsiți puterea să mergeți mai departe de fiecare dată? Ce simțiți în sufletele voastre? Cum vă încurajați? Nu știu, probabil unii pe alții. Ne încurajăm unii pe alții să trecem mai departe. Am găsit o formulă prin care trecem mai departe peste situațiile neplăcute cu care ne confruntăm. Știți, acum noi avem o lozincă sau un principiu. Noi când mergem la intervenție știm ce fel de intervenție este și mergem cu o zicală. Noi nu trebuie să devenim victime, iar prin faptul, prin situația de a nu deveni de victimă, trebuie să fim conștienți și de faptul că noi nu-i putem salva pe toți.
Da, e o... Aici... Și așa trecem mai departe. Ne... Nu știu, ne... Vă încurajați. Ne încurajăm, cumva, probabil, cumva. Dar am trecut peste multe situații și nu... Chiar multe situații și nu ne-ar ajunge niciodată o emisiune să spunem multe din situațiile pe care eu le cunosc. Ați fost alături de mine chiar în momente foarte grele și încă o dată vă mulțumesc. Vreau să mergem un pic mai departe și să vorbim mai pe repede înainte, că știți cum trece timpul aici la noi, nu știu cum se fac, că cele 50 de minute de emisiune se risipesc, așa se spulberă și mai avem multe de spus. NATO, marea, 10 minute zice Rossi, mulțumesc Rossi, NATO. Ai participat cu Rocky, presupun. Da, am participat. Ne dai, Rossi, dacă ne ajuți, te rog, imagini, în 2019, da? În 2019 am participat și cu Rocky și cu Diamond. Cu Diamond în special, pentru că Rocky nu avea examenele de atestare trecute. Diamond era un câine, în momentul respectiv era un câine cu toate examenele la zi. Am participat... În Olanda, de întreabă Rossi, Salvatori Canini Vigorous Viral 2019. Nu, România a fost. În România, în poligonul de la Cincu, în zona Făgăraș. Cum se numește fișierul pe care îl ai trimis lui Rossi? Salvatori Canini asta în 2019, da? Da, cred că video? Da, video cu căutarea. Cu participarea la NATO. Dă, Rossi, pe fișierul unde scrie 2019 să vedem dacă e vorba despre el, dacă nu ne duce Grațian către... Da, am fost invitați, eu am participat ca și echipă de căutare-salvare invitați totodată cu Asociația Câini de Salvare Transilvania. A fost... Da, aici suntem. Aici Cincu. Suntem. Da. A, suntem la Cincu? Da, aici în baza NATO? În baza poligonul, este poligonul românesc la Cincu. Am înțeles. Este cel mai mare poligon al MAPN-ului din țară, la Cincu Făgăraș. Și aici era baza... aici suntem la un alt eveniment, la Lunca Cernii. Ăsta este videoclipul, da. Am participat alături de 39 de țări. Wow! În cadrul exercițiului. A fost primul, cel mai mare exercițiu nivel NATO, cu specific medical, făcut la noi în țară. Vigorous Warrior este o serie de exerciții care se desfășoară regulat la nivel european. Iar noi, asociațiile, ONG-urile, am participat prima dată când participăm la un astfel de exercițiu, iar misiunea noastră era de a găsi eventualii supraviețuitori și eventualii refugiați din calea războiului și a scoate eventualii supraviețuitori pe care îi găseam din dărâmături în urma bombardamentelor. Cam așa era scenariul exercițiului. Foarte frumos. Și uite că, din păcate... Da, a fost un exercițiu care a durat 6 zile. Am fost cazați, campați în cort 6 zile, am trăit exact ca militarii, exact ca teatrele de operațiune. Și, din păcate, la nivel mondial se pare că lucrurile nu merg foarte bine. Marcela Homorodian ne trimite și fețe cu inimioare și ok. Îi mulțumim că e alături de noi. Ne salutăm fanii de pe TikTok în dimineața aceasta și salutăm și pe Alin, pentru că nu putem să mergem mai departe fără să-l salutăm și pe Alin. Nu mai avem foarte mult timp, mai am o întrebare. Ai fost numit, de curând ai primit un premiu. Da. Cei din Orăștie te-au premiat, ai fost la Gala Excelenței. Eu sunt convinsă că o poză cu el, dacă se poate, de la Gala Excelenței, Rossi,
Felicitări, Grațian Aurelian Dâncșorean, detașamentul de pompieri Orăștie, mândrie. Sunt convinsă că te mulțumesc și îți aduc o stimă de sine, îți ridică stima de sine aceste pompierul anului, gala. Așa este, te ajută să mergi mai departe. Și te încurajează să mergi mai departe. Să mergi mai departe. Dar eu am o întrebare pentru tine. Ce-ți dorești tu de fapt în sufletul tău astăzi după atâția ani în serviciu umanității? Pentru că și relația ta cu Rocky și cu Diamond și prin serviciu pe care l-ai, trebuie să fie ajuns acolo în sufletul tău la o dorință. Ce-ți dorești tu în sufletul tău? Același lucru. Deci, nu știu cum să explic, dar dorința mea este să fiu sănătos ca să pot să ofer din experiența mea în continuare în serviciul umanității. Asta o să o tăiem și o să o publicăm, dragii mei, pe rețelele de socializare. O facem un Reels, pentru că sunt cuvinte reale venite de la un om care e o combinație de respect, iubire necondiționată, dăruire, sacrificiu, pentru că de fiecare dată când pleci în misiune, pleci cu gândul să nu devii victimă, dar te gândești da. Că s-ar putea să nu-ți mai vezi fetița. Cât curaj trebuie să avem să facem lucrul ăsta? Păi trebuie să fie curaj, dar trebuie să ai și o experiență profesională, trebuie să ai și o pregătire ca atare, să te poți feri de evenimentele nedorite. Acum, dacă se întâmplă, s-au întâmplat. Asta ce pregătire specială ar trebui să aibă familiile pompierilor? Și nu a pompierilor doar, și a jandarmilor și cei din armată care merg la război. Ce pregătire specială ar trebui să aibă familiile? Asta va trebui să vorbești cu soția și cu fata. Am înțeles. Deci în curând da, la trebuie emisiune. Să aibă încredere în cei care desfășoară astfel de activități. De câtă credință are nevoie un astfel de om? Toată credința. Deși voi pompierii credeți în bineînțeles, Dumnezeu? Bineînțeles, ne încredincioși. Fiecare cu religia lui, dar da, e nevoie de credință. Pleci cu un Doamne ajută la intervenție. E Dumnezeu cu voi de fiecare dată, îl simțiți? Îl simțim, tot timpul. Mult succes îți dorește mama și multă sănătate să-ți dea bunul Dumnezeu, ne scrie Marcela Homorodian. Vă mulțumim și vă mulțumim pentru rugăciunile celor care le faceți și le ridicați la cer pentru acești oameni minunați, pentru că de foarte multe ori uităm să spunem acel Doamne ajută sau să înălțăm recunoștință dimineața când ne trezim pentru oamenii care se sacrifică pentru noi, pentru că, dragii mei, fără dăruirea lor, fără respectul lor față de noi, fără o putere de a iubi necondiționat, ei nu cred că se așteaptă de la noi să venim în fiecare zi la unitate și să le spunem vă mulțumim că existați. Deci eu cred că aici e secretul și diferența dintre noi și cei care îmbracă uniforma militară egal de care ar fi ea, pentru că am impresia că trebuie să ai o doză de curaj și o doză de respect față de aproapele tău. Și mai fac doar o scurtă paranteză și voi cere PP-ul pe ecran. Nu fac un lucru pentru că mi-e frică de Dumnezeu, se spune. Nu cred că trebuie să ne fie frică de Dumnezeu, trebuie să-L iubim pe Dumnezeu și să-I arătăm respect așa cum acești oameni ne iubesc și ne respectă, pentru că nu facem lucrurile că ne e frică. Trebuie să facem lucrurile că vin din noi. Greșesc? Nu. Nu, așa este. Facem lucrurile că vin din noi, nu de frică. Nu de frică? Nu. Ăsta cred că e secretul. Un PP, te rog, Rosi, și vreau să dau citire. În primul rând îl salutăm pe Ovidiu Homorodian. Va fi duminică la Elis, la emisiune. De la 10 la 12, dacă rămâneți pe Hunedoara 1 TV, dragii mei,
un alt om minunat din Orăștie vine de data aceasta să ne cânte, dragii mei. O salutăm pe Elis și pe Ovidiu și de-abia apucăm să-i vedem duminică. Sâmbătă seara vreau să dau citire, trebuie să-mi pun ochelarii că altfel iar fac o boacănă și nu citesc așa cum trebuie să citesc. Echipa de la Renault ne invită la Party in the Mix. În inima serii noastre se află ritmurile care te vor face să nu stai locului, deoarece DJ Brooklyn a pregătit un mix incredibil, combinând cele mai recente hituri cu cele clasice care au definit nopțile de dans. Pregătiți-vă să vă pierdeți în amestecul perfect de muzică, dans și atmosferă contagioasă alături de MC Liviu și echipa Renault Music Club. Dragii mei, vă dau întâlnire la Renault. Să nu uităm că acolo doi tineri minunați nu fac altceva decât să ne ofere un cadru așa plăcut, armonios, unde să ne distrăm, să ne invităm prietenii, de ce nu să ne ținem ziua de naștere dacă aveți invitați, decât să vă obosiți, vă luați gașca și mergeți la Renault. Mulțumim, Rosie, pentru imagini, mulțumim, salutăm pe Alin și pe Roxy, sper să ne vedem sâmbătă seara la Renault. Am parcurs, dragii mei, spun eu, aproape 50 de minute. Rosi, cât mai avem? Nu mai avem, suntem în afara emisiei, ca de obicei. Grațian, eu îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat să vii alături de mine aici la Dale Dimineții, să depănăm așa din experiența ta de viață. O salutăm încă o dată pe Oana, o salutăm și pe Maria și îți mulțumim că ne-ai adus-o în casă, pentru că prin tine alături de noi aici a fost și familia lui, care e din 5 membri: Grațian, Oana, Maria, Rocky și Diamond. Ei sunt familia Dâncșorean, dragii mei. Sper că am reușit să vă conving că există oameni speciali, oameni care reușesc să dăruiască fără să aștepte nimic înapoi. Felicitări! Mulțumesc și mulțumesc și pentru invitație. Cu mult drag! Și mâine dimineață, e vineri? Mâine e vineri? Astăzi e vineri! Mâine e sâmbătă și duminică. Ovidiu vine duminică la Elis. Înțeles. Dragii mei, e sfârșit de săptămână. Începe distracția. Începe voia bună. Dar să nu uităm că noi ne revedem aici, luni dimineața, cu un alt șef bucătar. Alături de mine va veni Raul Vasilioni să ne povestească din aventura lui de viață, cum a reușit să găsească legătura între condimente. În povestea la un moment dat ceva cu piperul. O să-l vedem luni dimineața pe Raul aici la Dale Dimineții alături de mine, în direct, dragii mei, să ne povestească cum a descoperit el piperul. Până luni dimineața, vă rog din suflet, iubiți, învățați să treceți dincolo de orgolii, fiți mai buni, dăruiți iubire, suntem în perioada sărbătorilor de Crăciun și poate că reușim să păstrăm din această atmosferă specială cât mai mult din anul viitor. Eu nu pot decât să vă spun că vă iubesc, cum vă iubesc în fiecare zi, și ne revedem luni dimineața, aici, la Hunedoara 1 TV, la Dale Dimineții.